Reprezentanții celui mai mare hipermarket din Drobeta, Turnu Severin, i-au invitat pe micuții severineni la distracție. Prin intermediul unui concurs de desene, ei au îndemnat pe copii să fie creativi și să își înscrie lucrările în competiție. Odată înscriși la concurs, cei mici au intrat și în cursa pentru premii. Așa cum v-am obișnuit, atât de Paște cât și de Crăciun, concursul de desene și așteaptă cu mare drag câștigătorii. Anul acesta, iepurașul vine mai devreme pentru 15 elevi din clasele 0-8 din Drobeta, Turnu Severin. Ca de fiecare dată, premiile sunt numeroase și valoroase. Anul acesta avem obișnuita excursie la Londra, în parcul Shrek Adventure, de asemenea un laptop, o bicicletă, o tabletă și 10 cupoane de magazin de 100 de ron. Noi le mulțumim elevilor participanți, îi îndrumăm ca și la ediția de Crăciun să participe în număr la fel de mare. Fie că au desenat zâne, ouă de Paști sau alte personaje îndrăgite din desenele animate, cei mici s-au și distrat, iar premiilor câștigate le-au găsit deja folosință. Ați desenat? Da. Tu ce ai desenat? Prințesa. A fost dificil sau a fost o activitate în care v-ați și distrat în același timp și iată puteți câștiga și niște premii? Ne-am distrat în același timp. Vă bucurați de premiile câștigate? Da, a fost distractiv și am desenat fata cea blondă și... Te bucur de premii? Da. Eu sunt de la școala Regele Mihai I și sunt în clasa 1 și am 7 ani. Ce ai făcut tu aici în galerie? Ai desenat? Ai participat la un... Am făcut un coș cu ouă, care era desenat cu niște, cum să zic, niște morcovi, pentru că se apropie iepurașul. Da. Aia a fost un desen așa care a avut o temă de Paști. Da. Și de premii știi deja ce ai câștigat sau? Da, 100 de lei. Ce vei face cu premiul pe care l-ai câștigat? Păi, o să îl dau lui mami să ia tot ce trebuie pentru Paște. Marele premiu a constat într-o excursie la Londra, în unul dintre cele mai cunoscute parcuri de aventură. La Londra, excursia câștigată la școala Petre Sergescu, în clasa a doua B, Nică David. Felicitări! Felicitări! Asta ce pui mai mare ca tine. Ia să vedem postul ei. Felicitări! La concurs s-au înscris și copiii care nu s-au aflat pe raza școlilor participante, dar care au dorit să participe la competiție. Ei au avut la dispoziție varianta online a concursului.